aparatele astea se numesc ecografe. Ele folosesc, practic, sunt niște calculatoare mai mari și mai bune, care ne arată imagini ale copilului în uter și nu numai, ale fătului în uter, ale anexelor fetale, ale lichidului placentei. Dar mai mult ne arată, putem să tragem concluzii despre starea intrauterină a copilului, de exemplu, pentru că putem a vizualiza felul în care curge sângele prin anumite vase importante fetale, se numește Doppler. E deja o funcție care aparține tuturor ecografilor la ora actuală. Noi cu această sondă facem virtual, practic, niște secțiuni, niște, ca și cum am tăia și ne-am uitat înăuntru, ca și cum ai tăia un copac și te uiți la inele, ca și cum vrei să vezi înăuntru ce este, și putem vedea prin aceste secțiuni, recompunând în mintea noastră și uneori și în aparat folosind alte funcții cum e 3D, 4D, recompunând imaginea acelui organ pe care îl analizăm dacă este normal sau nu. Asta din punct de vedere al morfologiei. Folosim mai mult exemplul ăsta. Această funcție este baza. Fără de ea nu există ecografie, nu există diagnostic prenatal, cum se numește tot ceea ce facem noi în obstetrică și ginecologie până la naștere, practic. Această funcție are aceste imagini, adică sunt imagini bidimensionale, 2D, să le spunem. Dar ele sunt unica metodă prin care putem să culegem sau metoda prin care culegem cea mai mare parte a informațiilor despre copil. De exemplu, dacă are sau nu malformații. De exemplu, dacă are sau nu marcări care pot însemna risc crescut de anomalii genetice. Există, cum se știe, și alte modalități de a reprezenta imaginea unor părți fetale sau organe fetale și materne. 3D, care înseamnă că vedem tot în două dimensiuni, ca la un televizor, practic, tot două dimensiuni are televizorul, dar o imagine care e recompusă, ne dă perspectivă aparatul la ea și putem în felul acesta să evaluăm și organe, cum sunt mâinile, picioarele, fața, cordonul umbilical, anexă fetală, așa cum sunt ele când, ca și cum ne-am uitat, ca și cum am scoate copilul din fătul din uter și l-am vedea. Ce trebuie știut e că iar 4D înseamnă că același lucru îl vedem, dar îl vedem în mișcare, cum se mișcă fătul în uter, cum mișcă mânuța, cum mișcă piciorul. Ce e foarte important de subliniat e că aceste funcții nu sunt sunt uzuale, sunt importante pentru medic, pentru a le folosi atunci când e cazul. De exemplu, atunci când vedem că e o problemă sau nu se vede bine sau e important de vizualizat foarte detaliat buza copilului, pentru că există buză de iepure sau să vedem câte degete are. Dacă avem o suspiciune în 2D, putem ușor și mai ușor în 3D să vedem câte sunt. Nu s-a dovedit prin niciun studiu, s-au făcut studii mari pe zeci de mii de cazuri de femei și copii născuți și cărora li s-au făcut ecografii. Nu s-a decelat că ar fi ceva asociat în comportament, în dezvoltarea neurologică, în aspect, în morfologie, cu folosirea sau nu în timpul sarcinii a ecografiei. Se știe că există niște efecte biologice ale ultrasunetelor. Ele, dacă sunt concentrate, focalizate, pot crea anumite efecte la nivelul țesutului, de încălzire sau de cavitație, se mai numește în fizică un fenomen, dar astea sunt alte aplicații, uneori chiar și în medicină, dar pentru cu totul altceva, pentru fibroame s-a încercat, de exemplu, la femeile ginecopate,
Dar setările, felul în care e construit un astfel de aparat, toate sunt sub limitele la care ar putea exista astfel de efecte biologice. Și din cauza asta, pentru că așa au fost de când sunt ele produse și folosite, nu s-a dovedit pe vreun studiu că ar fi vreun efect nociv asupra feților sau gravidelor.